Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a efectuat vineri 20 mai o vizită de lucru pe șantierul podului peste Dunăre ce va conecta Galațiul și Brăila de malul din Tulcea. Investiția, în valoare de peste 350 de milioane de euro, este cel mai mare proiect de infrastructură derulat în România în ultimele 3 decenii. Lucrarea este executată de o companie din Italia și una din Japonia, iar reprezentanții acestora i-au prezentat lui Sorin Grindeanu pașii care s-au făcut până în prezent în derularea proiectului. Un proiect început în 2017, iată că măcar după 5 ani se finalizează și cel mai important e că vor beneficia foarte mulți români și nu numai de această lucrare. Sunt încrezător, lucrările sunt plătite la zi, așa cum știți, de către noi, de către CNAIR. Îmi doresc ca parteneriatele pe care Ministerul Transporturilor și CNAIR, în cazul de față, le are cu constructorii să fie serioase, așa cum este acesta de aici, unde se țin de muncă și iată că se și vede acest lucru. În prezent se lucrează la montarea celor 86 de segmente de tablier care vor forma calea de rulare a podului. Fiecare astfel de segment are o lungime de 25 de metri și o greutate de 250 de tone. Montarea acestor piese înregistrează o serie de întârzieri, dar acest lucru nu va afecta termenul de finalizare a lucrării, susțin constructorii. În acest moment trebuiau să fie montate toate cele 86 de tabliere. Și au fost câteva motive pentru care, în acest moment, cred că sunt montate 36 sau 38. S-a dus 52 din 86 și sunt montate, așa cum am spus, 36. La ritmul la care, sau pe care ni l-a explicat și ni l-a spus domnul director mai devreme, vor recupera timpul pierdut. Au fost și condiții meteo nefavorabile. Știți că se montează de pe Dunăre, a bătut destul de tare vântul și n-au putut să centreze foarte bine aceste lucruri, dar se va recupera. Contează finalul. Iar finalul este sfârșitul acestui an. Da, domnul director? Bun, sfârșitul acestui an, darea în circulație a acestui pod. Podul peste Dunăre este parte a unui proces mai amplu de dezvoltare a infrastructurii din zona Galați-Brăila, a subliniat vicepremierul Sorin Grindeanu. În această zonă, din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor, e cea mai mare concentrație de investiții în următorii ani. Dincolo de pod, vorbim de drumul expres Brăila-Galați, vorbim de drumul expres spre Focșani, vorbim de drumul expres spre Buzău. Sunt lucruri importante care argumentează ceea ce vă spuneam mai devreme, că a doua dezvoltare urbană din România după București, și anume Galați-Brăila, va beneficia în anii următori de investiții, cele mai multe investiții din punctul de vedere al infrastructurii. La momentul finalizării, podul peste Dunăre va fi al treilea pod din Europa din punct de vedere al deschiderii centrale și al lungimii.